în simulări sau suntem pe bune? Creatori în borcane, ce ne contenit, fac sume fără lipsă de oxigen. În roșii stosa față ne căutăm cel mai atrăgător lider în piață, strâmbându-ne din scurt la ideea de viață. Vibrează câte o mustață la câte o oază. De partid mit, capabil să fie auzit și îngropat rapid ca praful pe care îl deretic. M-am cumințit, aș putea zice că-s domesticit. Am un salariu constant și cu asta-s mulțumit. Îmbătat de iluzia propriilor alegeri, s-o saltat de mass media ca niște aleli din potorsionist al gândurilor. Asut 10 de grame măsurat cu o cană de un litru, căci vorbim de propoane. Mai posta ca ceale la ciocolată și bomboane. Vreau ceva mult mai valid să mă excite, Doamne. De când m-am născut am fost impertinent. Prima mea amintire când am jurat un asistent sau asistentă, mi-e indiferent genul fetei. Știu doar că am urlat, du-te. Nici acum nu-s mai prea ca ocupație secundară. Am umplerea frigiderilor în miez de seară. Clasa A++, preț redus iară. Scordit, nu m-am cardit, factor cardio. Pe acest BPM ridicat companion. Sunt un joc lor plin de umor, nu sunt pe radio. E ca și cum ai combina jambonul cu amidon. Scordit, nu m-am cardit, factor cardio. Pe acest BPM ridicat companion. Sunt un joc lor plin de umor, nu sunt pe radio. E ca și cum ai combina jambonul cu amidon. Îmi cer scuze dacă nu înțelegi ce cânt. Retrag scuzele, sunt conștient că orice cuvânt poate ridica sprâncene ca un halterofil absurd. În fața lui zeci de oameni ce au ascultat prea mult, nu mai pot fi dat pe spate. Scaun între picioare, sunt la mare căutare, piesele amețitoare cu metafore și rime încrucișătoare, ce distrug tot în cale ca niște crucișătoare. Hai să o dăm mai lent, mi se pare corect să ne înțeleagă pe deplin orice puștan abject. Am luat femeia pe șustache și acum o învăț mate. O să ia bacu înaintea ta, acestea sunt fapte. Terminat brusc, ca un final lui Flash am spus că am destule săgeți, în tolba mea sunt dus. Fac căldură în cameră, economisește energie. Dă din cap pe ceți când e moca, nu ce simbrie. Vineri seara copilașii ne pleacă la Bayramer, timp ce noi îi refuzăm că zestul de mare acum pune le răzbahara în căști și sunt safe. Nu se atinge nimeni nici dacă și-o cer ei.